Filmul de acțiune pe care îl veți vedea astăzi se desfășoară la Roma, în cetatea eternă. Actorul principal este Lamborghini Urus, noul SUV cu aer de supercar. Am fost singurul jurnalist român care a reușit să-i simtă pe viu cascadoriile. Știi cum te simți atunci când primești o mărire de salariu sau ești promovat? Cam așa mă simt eu astăzi aici la Roma, unde am fost invitat să testez primul SUV din istoria Lamborghini. Nu, nu o să testez LM002, pentru că ăsta era un tractor cam urât cu față de Hummer. O să testez primul SUV adevărat Lamborghini. Primul SUV adevărat Lamborghini este Urus. Am stat de vorbă cu designerul său aseară și mi-a spus că și-a dorit ca mașina asta să arate ca o navă spațială atunci când o vezi pe șosea. Și arată, pentru că are o mulțime de muchii, de linii, hexagoane, elemente aerodinamice, fibră de carbon și o capotă inspirată de Miura. De când cu platforma MLB a grupului Volkswagen, SUV-urile nu mai sunt un subiect tabu pentru branduri de lux ca Porsche sau Bentley, nici pentru Lamborghini. Măsurând 5,1 metri, Lamborghini Urus are cam aceleași dimensiuni cu Maserati Levante și Porsche Cayenne, însă stă puțin mai jos decât acestea cu 10 cm pentru că trebuie să fie mai sportiv. De asemenea, poate fi comandat cu jante de la 21 până la 23 de inci și cu o mulțime de culori care țipă la tine mai tare decât evacuarea. Dacă te uiți la posteriorul lui Urus, ai impresia că te poți tăia în atâtea muchii. Eleron aici, eleron aici, linii, difuzor din fibră de carbon, evacuările astea înspăimântătoare. Însă, dacă te calmezi puțin și dacă acționezi haionul electric, o să descoperi primul Lamborghini cu portbagaj adevărat, 616 litri. E puțin mai puțin decât în cazul lui Porsche Cayenne, dar ai loc pentru haine. Nu trebuie să-ți mai cumperi haine de la destinație. Dincolo de portiera fără ramă la geamuri, descoperi un interior extrem de generos pentru cei care stau pe locurile din spate. O banchetă spate care poate fi configurată cu 3 locuri, cum e asta, sau cu 2 locuri, dacă sunteți mai egoiști. Avem foarte mult spațiu la nivelul picioarelor, foarte mult spațiu la nivelul capului, pot intra adulți de până la 1,90 m. Tunelul central este și el coborât. Da, te simți foarte bine pe bancheta din spate a unui Lamborghini, dacă îți vine să crezi. Pe locurile din față descoperi obsesia designerilor Lamborghini pentru formele hexagonale. Observi și obsesia designerilor pentru materiale. Avem alcantara, piele, cusături contrastante, inox, aluminiu. Avem chiar și aspecte practice. O cotieră, 2 spații pentru sticle și avem niște butoane care mi-aduc aminte de Audi. Butonul de start este în continuare inspirat din aviație. Seamănă cu cel de la avioanele de vânătoare. Odată apăsat, el ne dezvăluie tehnologia de care dispune noul Urus. Un ecran generos în locul instrumentelor de bord. Iarăși, un ecran generos în centrul planșei de bord. Și un ecran preluat de la Audi A8, care ține locul butoanelor pentru climatizare. Este foarte clar, are simboluri mari și vine cu haptic touch. Sub capotă, Urus are parte de o nouă premieră. Primul V8 Turbo din gama Lamborghini. Preluat, bineînțeles, de la părintele Volkswagen, dar modificat să dezvolte 650 de cai putere și 850 de Nm. Asta la o greutate de 2,2 tone înseamnă că fiecare cal putere are de transportat 3,3 kg. Totul este gestionat cu ajutorul unei transmisii automate cu 8 rapoarte. Ah!
ce loc mai bun pentru a testa posibilitățile noului Urus decât un circuit? Circuitul Valle Lunga de lângă Roma, locul unde se vor auzi cei 8 cilindri al lui Lamborghini Urus. În oraș se pot auzi doar 4, pentru că acest motor își poate dezactiva jumătate din cilindri ca să consume mai puțin. Nu știu dacă vă faceți probleme de consum, însă e cazul să vă zic că cei 650 de cai putere pot consuma aici în regim de circuit 40 de litri la 100. În exteriorul Romei și prin Roma, pe unde ne-am plimbat, consumul a fost undeva la 15 și a urcat chiar și spre 20 de litri în funcție de trafic. Cei 650 de cai putere și 850 de Nm resimțiți între 2500 și 4500 de rotații te pot ajuta să accelerezi de la 0 la 100 de km pe oră în 3,6 secunde. Asta înseamnă că Urus este cel mai rapid SUV al momentului. Și să nu vă aud că îmi spuneți despre Tesla Model X, pentru că ăla e un ou electric și atât. Asta e o mașină adevărată, cu motor adevărat. Ce trebuie să vă mai zic este faptul că puteți ajunge la 200 de km pe oră în 12,8 secunde, iar viteza maximă este de 305 km pe oră. Am ajuns până la 215 km pe oră aici pe circuit și este înfricoșător. Însă nu trebuie să te temi, pentru că Lamborghini a avut grijă ca mașina asta să se oprească, fantastic. Beneficiază de cele mai mari discuri din carbon ceramic, 440 de milimetri pe puntea față. Asta înseamnă cât o jantă de golf de 17 inci, 360 de milimetri discurile din carbon ceramic de pe spate. Asta înseamnă că mașina asta se poate opri de la 100 de km pe oră în doar 33 de metri. Știu că pare mult, dar asta e o distanță în care pot opri de obicei supercarurile. Ca majoritatea modelelor Lamborghini, avem un sistem de tracțiune integrală care trimite 60% din cuplu către puntea spate și 40% către puntea față. Asta e o linie dreaptă în care... Doamne, cum fuge mașina asta! Te trec toți fiorii. Bun. În altfel de condiții, în funcție de modul de rulare pe care îl alegeți, cuplul poate merge 70% către față, 87% până la 87% către spate. În plus, puntea din spate are în premieră un sistem Torque Vectoring Control care oferă mai multă putere roții din interiorul virajului pentru a te ajuta să ieși. E practic cel mai frumos șut în fund pe care poți să-l primești. Da, mașina asta te face să râzi cu gura până la urechi. Are și un sistem de stabilizare electronic, este același sistem pe care l-am văzut pe Bentayga și pe Porsche Cayenne. Practic anulează orice urmă de ruliu. Mașina asta nu se mai înclină, e ca și cum ai merge cu un Lamborghini Huracan sau Aventador. Bineînțeles, trebuie să ții cont de masă și de inerție, că vorbim totuși de 2,2 tone. Tot la capitolul tehnologie, trebuie să vă zic că mașina vine și cu o direcție activă. Iarăși o tehnologie pe care o găsim pe Cayenne și pe care o găsim și pe Bentayga. Asta înseamnă că roțile spate virează și ele cu până la 6 grade. În sens invers, atunci când mergeți încet pentru a ajuta manevrabilitatea, în același sens atunci când mergeți tare pentru a vă ajuta să găsiți traiectoria ideală. Cursa suspensiei parcă nu se termină niciodată, mașina asta merge pe șine, e ca și cum cineva ar fi lipit-o acolo și nu-i dă drumul. Este incredibil câtă aderență poți avea cu un asemenea SUV. Sunt mai multe moduri de rulare, clasicele strada, sport și corsa. Corsa este cel în care rulez acum și care este demențial, se aude demențial în această situație, garda la sol coboară până la 16 cm. Apoi mai avem modurile care permit rularea în off-road și avem sabia,
Tera și Neve. Sabia nu înseamnă că merge pe săbi, înseamnă că merge pe nisip. Neve e clar că merge pe zăpadă și Tera înseamnă că merge pe macadam. L-am condus și pe macadam, însă nu exact acest exemplar galben și credeți-mă, a fost senzațional. Modul Tera te lasă să te joci fantastic de mult și ajută roțile față să te scoată dintr-o situație neplăcută. Spre exemplu, atunci când pierzi mașina, când simți că ea supravirează, roțile față mușcă practic din macadam, din pietriș și te scot afară. Sunetul este un element la care inginerii Lamborghini au lucrat fantastic. Vorbeam aseară cu Maurizio Reggiani, cu omul care a ghidat și a implementat acest ADN sportiv în Urus. Și cineva a zis, zgomotul acesta, cum l-ați obținut? Și Maurizio Reggiani a spus, nu, e o blasfemie să spui zgomot, sunet, noi spunem sunet. Știi câți bani am investit ca mașina asta să se audă așa? Ăsta e principalul motiv pentru care îți cumperi Lamborghini Urus și nu Bentley, Bentayga sau Porsche Cayenne. Sunetul. Sunetul și apariția asta. E o mașină extraterestră. Când o să o vezi pe stradă, o să-ți dai seama că toată lumea vrea să-i facă poze. Ești în centrul atenției. În off-road, garda la sol urcă până la 21 de centimetri, aproape 22 de centimetri. N-ai aceeași garda la sol pe care o primești, nu știu, în Porsche Cayenne, în Volkswagen Touareg sau în Bentley Bentayga, dar este suficient ca să poți intra cu mașina asta pe un teren accidentat și să te simți incredibil. Ai o mulțime de date de telemetrie care îți spun cât cuplu folosești, câtă putere, care este forța G pe care o suporți în fiecare viraj. Dar cine stă să citească toate chestiile astea când timpul e atât de limitat? E o mașină obscenă. Lamborghini asta știe să facă cel mai bine, mașini obscene. Iar asta este o mașină obscenă. Punct. Gata. După ziua asta, un lucru e cert. O să-l pleznesc cu mâna mea pe cel care va spune că Urus nu este un Lamborghini adevărat. Mașina asta devorează circuitul și este cel mai rapid SUV al momentului. În plus, cea mai tare chestie la noul Urus este faptul că te poți bucura de mașina asta alături de 4 pasageri.